Salutare, meu nume sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou joculeț pe canal. Cu siguranță mulți dintre voi sunteți familiarizați cu acest joc pentru că este de foarte mult timp. Mă jucam jocul acesta când eram eu clasa 6 și acum sunt clasa 10. Gândiți-vă și voi care-i treaba. Înainte să înceapă acest episod, vă jucați un instant să lăsați un like și să ne bucurăm de acest joc împreună pe canal. O să facem, cred că, un episod sau două sau trei până o să terminăm probabil toate nivelele. După cum puteți vedea aici, scrie Geometry Dash sub 0. Este o nouă versiune de la Geometry Dash. Full version, nu trebuie să-l cumpăr ca să pot să mă joc, dar avem aici câteva levele gratuite, Pre-Start, Knock'em și Power Trip. Sunt doar 3 levele, dacă stați și vă uitați aici, dar sunt mult mai diferite. Deci când m-am jucat prima dată, apropo, dacă vedeți aici 75% s-a jucat puțin Duțu adineori, eu nu m-am jucat, nu știu absolut niciun level de aici. Când m-am uitat că și Duțu s-a jucat și eu m-am jucat puțin înainte, adică le știu puțin, dar nu complet, m-am mirat. Am zis, bă frate, cât de mult s-a schimbat jocul acesta și ce a ajuns. Adică gândiți-vă și voi, cum erau primele nivele, cu un bloc acolo, un bloc acolo, nu știu ce. Au schimbat tot jocul ăsta, frate, deci uitați-vă și voi. Fața asta zâmbitoare exprimă practic dificultatea nivelului. Adică practic ăsta este ușor. Ăsta așa parcă te mai pune așa pe gânduri și ăsta te face să-ți spargi telefonul. Dar o să vedem acum cum arată primul nivel din Geometry Dash sub 0. Până atunci putem să ne ducem la caracter, să ne facem și noi un caracter. După cum puteți vedea, apropo, s-au schimbat, s-au adăugat mult mai multe, nu știu cum se numesc astea, stiluri. Pentru că știți și voi, când treceai printr-un portal, deodată te făceai jetpack, deodată te făceai rotiță. Și acum s-a adăugat chestia asta, era mi se pare, deci OZN-ul, chestia asta care se mișcă așa, ăsta nu știu ce, ăsta nu știu ce. Și apropo, steaua asta, chestiile astea chiar există, habar n-am, nu știu ce-i cu ele. Nu prea cred că avem cum să ne schimbăm caracterul prea mult, pentru că toate arată la fel și în rest avem totul blocat pe aici, deci nu prea putem schimba mult. Haideți să vedem și noi cum arată primul nivel. Eu sper că vă place mult jocul acesta, pentru că și mie mi-a plăcut foarte mult. Dacă mă joc acum, după foarte mult timp, sigur m-a atras ceva la el, deci haideți să începem. Deci puteți să vedeți numai design-ul, cât de schimbat, cât de mult s-a schimbat. Dar mare parte așa nu e foarte greu, că... Ok. Oh, shit! Oh! Ok, ați văzut și voi. Deci ăsta este primul nivel. S-a schimbat grafica și absolut tot la jocul acesta foarte mult. Oh my fucking god. No. Wow! 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 Nu mai înțeleg nimic! Nu mai înțeleg nimic! Nu mai înțeleg nimic! Ce se întâmplă? Ok, m-am făcut jetpack. Ok, bă, n-am murit, sunt surprins încă că n-am murit. Pariu că de acum o să înceapă din ce în ce mai greu. Nu mai văd nimic, credeți-mă. Iar apare craniul! Oh, shit! Ana, m-am transformat în jucăria aia care sare. Deci asta este noul game mod, ca să spunem așa, într-un fel. Oh! 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 Bă, ăsta vine și mă mănâncă, ești prost? Ah, și-am intrat în Super Mario, am înțeles. Păi ce făceam ăla? Ăla venea să mă mănânce? Oricum n-aveam cum să mă opresc, că jocul ăsta se mișcă în continuu, trebuie doar să sar. Oh! Bă, eu nu mai pot cu jocul ăsta. Devine din ce în ce mai greu. Oh, shit. Mă, ce facem ăsta? Bă, de jocul ăsta s-a schimbat atât de mult. Dacă mă lovesc clase... Am și terminat primul level. Ca să vedeți cât de bun am fost eu la Geometry Dash în trecut și pe timpurile mele. Clasa 6-a, Cristi Boss 2014. Ok, am terminat primul level, n-am luat nicio steluță de asta, pentru că știu că 3 steluțe erau ascunse pe mapă. Nu o să stau acum să le caut, dar o reclamă, ok, stați puțin așa puțin, să nu vedeți și voi reclama, că din păcate jocul nu este cumpărat și ne apar reclame, deci îmi pare rău să vedeți asta. Pac, ok. Deci primul nivel am terminat. Haideți să vedem și alt nivel. Mă gândeam să fac un nivel pe episod, dar nu m-am așteptat să-l termin atât de rapid. Scuze, adică nu o să-l termin aici primul episod. Deja am filmat 4 minute, nu o să-l termin aici. Deci o să lăsăm așa. Hai, să încercăm Knock'em. Let's go.
Apropo, vreau să vă zic că îmi plac foarte mult melodiile. Oh shit! Mamă, cât de tare, nu știu, părerea mea e super șmecher. Ce, mă? Bă, credeam că o să intru. Bă, am uitat, mă, că ăștia de la Geometry Dash, ei sunt șmecheri și fac trapuri de-astea, ei să nu treci mai departe, să știi. Ia, bum, cade asta în jos. Let's go. Sunt curios care este drop-ul de la melodia asta. Îmi plac foarte mult melodiile, de la orice level de aici. Deci asta vine de sus în jos, sărim aici. Cât mai continuă, frate, asta, că nu mai pot. Am dat click de 50 de ori, nu pot să spui că... Bine, e și mai greu, pot cu space? Deci cu space nu pot, numai cu click. Haide. Am dat click pe chestia aia de 100 de ori, dar n-a funcționat. Boom! Hai, frate. Haide. Hai, pot să fac. Pac. Nu știu ce se întâmplă. Nu mă pot opri. Nu mă pot opri. Ce dracu se întâmplă? What the fuck? What? Nu mă pot opri. Nu îmi spune că trebuia să sar pe chestia aia unde scria knock him out. Hai, frate, chiar n-aveam de unde să știu lucrul acesta. M-am dus după tot ce trebuia să știu, tot ce vedeam aici logic. Aici trebuie să sar, aici trebuie să fac aia. Dar nu știam că trebuie să sar pe chestia aia, adică chiar n-am avut de unde să știu. Îmi place foarte mult jocul. Nu știu, să-mi spuneți și voi dacă vă place jocul acesta și vreți mai multe episoade. Că poate o să cumpăr jocul, să fac un lucru special pentru voi și să cumpăr jocul, să ne jucăm în mai multe nivele. Am încercat să joc cu o mână, să mă uit la mine la facecam acolo, dar nu prea pot, că e greu. Ia. Nu mai. Hai să ne concentrăm. Nu mă pot concentra, credeți-mă. Prea blană melodiile astea. Hai, boss. Haide. Tot așa. Hai. Nu, reclamă, gata, boss, stai. Bă, ești nebun, nu mai văd nimic, chiar n-am ce să fac. E atât de greu, fraților, trebuie să încercați și voi jocul acesta, că chiar veți să vedeți care e treaba cu el. Probabil vedeți și voi după ce fac eu aici, că e foarte greu. Controlezi jocul acesta numai din click-uri. Adică el merge singur, numai din click-uri trebuie să controlezi tu. E foarte greu, credeți-mă. Puteți să încercați pe pielea voastră, jocul este gratis. Mamă, frate, când vine chestia aia zigzag, bă, dar nici nu înțeleg cum am trecut prima dată, dacă nu știam. Acum chiar nu mai pot să mai trec. A fost pur noroc ăla, cred. That is the whole point. Tarătărădă. Pă, hai, boss. Hai, EDM party. Bobițarii. Bobițarii, bă, nu se poate. Faza este că nu prea pot să mă concentrez, că e atât de blană muzica aia acolo. Și vreau să dansez și nu mai pot. Hai să ne concentrăm, serios, vreau să trec de nivelul acesta.
Cu toate că îmi place muzica prea mult, nu știu, nu pot. Eu încurc nivelele, credeam că chestia o să mă trimită în jos și trebuia să sar peste țeapa aia, dar nu. Hai, trebuie să mă concentrez. Încerc să nu spun nimic, că vreau să mă concentrez. Bă, m-a apăsat, bă, nu se poate, mă. Hai, mă, cu chestiile astea, bagurile astea de apă, de click, nu știu ce. Nu se pune, frate, am apăsat. Bă, ești prost și mai și durează o veșnicie să ajung acolo. Faza este că aici la început e ușor să ajungi până acolo. Și vreau să ajung direct de la drop, frate, să auzi o muzica aia, blanao. Dar nu pot. Trebuie să trecem prin toate astea. Oricum, față de nivelele vechi din jocul vechi, credeți-mă, e mult mai amuzant ăsta, cu melodiile, cu toate nivelele noi, tot designul, îmi place mult mai mult. Bă, bă, nu vine să cred, eu mor. Bă, eu mor cu jocul ăsta, bă, ești nebun. Hai, mă, fratele meu, bă, credeam că o să-l termin. Hai de cap meu, bă, cât de greu e jocul ăsta. În fine, fraților, cred că aici o să încheiem acest episod. Dacă vă place foarte mult jocul acesta și o să strângem multe like-uri la acest episod, o să continuăm seria de Geometry Dash. Dacă vreți să termin acest nivel pe episod, puteți să lăsați un like și un comentariu și poate să trecem și la al treilea nivel. Dacă sunteți curioși să vedeți și al treilea nivel cum e, lăsați un like și o să facem partea a doua. Eu am scris și ne vom revedea data viitoare. Woo!